Adevărate cimitire în aer liber rămân în multe zone din Ucraina de unde s-au retras rușii. Imagini greu de privit îngrozesc o lume întreagă. Peste 130 de cadavre au fost descoperite în orașul Makariv, în gropi comune și pe străzi, iar în gara din Kramatorsk sunt cel puțin 52 de morți. Pe una dintre rachetele care a lovit gara scria pentru copii. Până acum, peste 600.000 de ucraineni ar fi fost deportați forțat în Rusia. Dintre aceștia, 120.000 sunt copii. Kremlinul continuă să nege că ar avea de-a face cu orice fel de atac asupra civililor din Ucraina, în ciuda tuturor imaginilor care apar. Acestea au fost primele imagini filmate chiar după momentul exploziei din gara din Kramatorsk, unul dintre locurile prin care sunt evacuați mii de civili. Cei care au supraviețuit atacului sunt îngroziți. Mnoha pojarnih mașin, skoroye pomoshchi, haos, davka, ljudi bezhali v razne storony, vozi vhoda goreli mashiny, a potom, kak okazalось, v nich pogibli ljudi, to есть там тоже кто-то еще не успел выйти. Acest bărbat își caută mama, îi vede bagajele, dar nu știe unde e. Никакой, просто не отвечает. Nu-mi răspunde la telefon, încerc să o sun și nu răspunde. Președintele Zelenski a spus că a rămas fără lacrimi după masacrele de la Kramatorsk și Bucea. Urăsc Rusia, a mai spus acesta. Російські війська сьогодні вранці нанесли ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Ми втратили 5 дітей. У лікарні залишаються ще десятки важко поранених. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності. Ми очікуємо твердої глобальної реакції на цей воєнний злочин. Евакуările continuă și astăzi sub presiunea unor posibile bombardamente în orice moment. Astăzi, mii de oameni ar trebui să fie evacuați prin 10 coridoare umanitare. Până acum, de la începutul războiului, aproximativ 600.000 de persoane au fost evacuate forțat prin coridoarele umanitare în Rusia. Dintre acestea, 120.000 sunt copii. În Makariv, oraș aflat în regiunea Kievului, cel puțin 132 de civili au fost uciși. O parte a cadavrelor a fost găsită pe străzi, iar altele au fost excavate din gropi comune. În Borodianka, trei mașini au explodat după ce au trecut peste minele lăsate de ruși. În acest moment, prezența minelor reprezintă cel mai mare pericol pentru localnici. Orașul s-a aflat sub ocupația invadatorilor timp de o lună. În acest timp, rușii au bombardat zeci de case și blocuri, iar populația a fost supusă unor torturi greu de imaginat. În Luhansk, guvernatorul regiunii cere evacuarea mai rapidă a civililor din cauza pericolului iminent. În Cernihiv, cel puțin 700 de oameni, civili și militari, au fost uciși. Este cel mai mare bilanț de până acum din zonă. Alți 40 de civili sunt dați dispăruți. 400 de morminte au fost găsite în oraș. Acest bărbat a așteptat 17 zile ca rușii să plece pentru a putea veni în orașul în care a fost ucis fiul său. Am săpat pământul cu mâinile, i-am descoperit fața și l-am recunoscut. Un alt oraș complet distrus de ruși este Irpin. Oamenii care s-au întors acasă și-au găsit locuințele complet distruse. Acest tânăr din imagini, care avea un apartament cochet într-o suburbie a Kievului, a postat imagini cu casa după bombardamente. Militarii ucraineni continuă să apere Mariupolul și provoacă în continuare daune semnificative rușilor. Un tank rusesc a fost distrus de un infanterist din regiunea Azov. Autoritățile proruse susțin că aproximativ 5.000 de civili ar fi murit aici, iar casele au fost distruse în proporție de 70%. Invadatorii ruși au lansat un atac cu rachete asupra infrastructurii din orașul Mirgorod seara trecută, iar în Odessa se așteaptă noi atacuri. Autoritățile vor impune starea de asediu din seara aceasta până luni dimineața.